Bine ați revenit pe canalul meu! M-am gândit să facem challenge-ul acela am-n-am și în același timp să mă machieze prietena mea, Cristina, care este lângă mine. Ideea este că eu nu m-am lăsat niciodată machiată de nimeni vreodată. Cred că prima și ultima dată când am fost machiată a fost machiată de sora mea și avem 6 ani. V-am explicat eu că ea mi-a insuflat cumva chestia asta cu make-up-ul. Însă de atunci nimeni niciodată nu mă machiază, să știi că am emoții. De ce? Pentru că mi-e frică. Cred că o să fac ca clientele alea care clipesc și fac tot felul de chestii. Cred că acum pot pune în postura unei cliente. Nu știu ce să zic. Nici nu am mai machiat pe nimeni. Nici tu n-ai mai machiat pe nimeni. Ea nu este make-up artist, ea pur și simplu se machiază singură și e ok, ea își cunoaște trăsturile feței. Dar ce faci la mine, oare? Pentru că am niște trăsturi, adică tot și mi-acoperi cearcănele foarte bine. Cearcănele? Și trebuie să-mi alungești cumva ochii pentru că forma ochilor mei e prea rotundă. Nu știu ce să zic. Hai să-i dăm drumul. Și o să facem în același timp chestia asta cu am-n-am challenge-ul. Întrebările pe care mi le-ați adresat mie pe YouTube, pe Instagram. Cu ce începi? Cu fondul de ten. Fondul de ten pe care l-ai ales, Wet n Wild Foundation Photofocus, ăsta e, da? Nu-mi pui primer? Nu. Nu-mi pune primer? Nici eu nu-mi pun primer. Hai să nu-ți place primer. Depinde de ten pe care l-am. Haide să vă dau mai aproape și să vedeți exact ceea ce face. Ok, și în același timp am așa. N-am fost machiată în joacă de iubit, prieten, sex masculin. Nu, n-am fost niciodată. Sincer, mi-este teamă să... Uite, am niște șuvițe pe aici. Mi-este teamă să fiu machiată și de o persoană feminină. Da, sex masculin. Mi-a aplicat direct cu aplicatorul, dar v-am zis eu că ăsta este fondul meu de ten, pentru că este nuanța potrivită mie. Ideea e că eu aș prefera să nu mă văd în cameră, știți? Adică aș prefera să nu mă văd în oglindă și să mă văd la final. Da. Doar că eu am aici camera, display-ul, în care... Trebuie să văd exact dacă suntem în focus sau nu. Și atunci, ok, hai că încerc să nu mai uit. Deci, nu, n-am fost machiată niciodată de o persoană masculină. N-am folosit un produs de make-up în altă zona a feței, gen ruj în loc de blush, etc. Tot timpul fac chestia asta, tot timpul folosesc conturul, fardul contur pe post de tranziție. Tot timpul fac chestia asta și cred că este foarte bine să încerci să îți dai seama de produse și să fie multifuncționale cumva. Burețelul pe care îl folosește este cel de pe AliExpress, care îmi place mie foarte mult și da, să știi că este o problemă în zona nasului, pentru că e foarte greu să-i bagi acolo fondul de ten și va fi un challenge destul de mare pentru tine, nu? Păi, trebuie să faci tu așa. Păi, dar ai, nu ai ce să fac. Adică... E maxim. Oh my god, cum arăt! Nu pot să nu mă uit, îmi pare rău, nu pot să nu mă uit. Zici că sunt panda. Păi nu am terminat. Și ca să vă spun așa, prima senzație e că îmi vine să-mi trag fața. Cum adică? Adică gen e o senzație neplăcută. Nu știu dacă și eu pun aceeași presiune, însă trebuie să pui mai puțină presiune atunci când apeși pe față, știi? Gen, brățelul să nu-l împingi, doar să-l tapotezi de ten. Hai că cu chestia asta o și învăț câteva chestii de make-up. Exact, da, exact asta trebuie. Ca fondul de ten să nu intre foarte mult în burețel, pentru că atunci pierzi fond de ten foarte mult. Deci cam asta este treaba. E întins pe tot... Asta este o nuanță foarte bună mie, deci chestia cu fondul de ten, challenge-ul pentru tine ar fi destul de ușor, pentru că este nuanța fix a tenului meu. Însă chiar și așa exact trebuie întins puțin pe gât și nu pus pe buze, da, e bine și așa. Ok, ce folosim după? Concealer. Vei folosi și produse, adică farduri, nu? Da. Și atunci crezi că îmi va pica sub ochi? Pentru că dacă pui concealerul și îmi pică sub ochi... Păi te ștergi cu pudră. Ok, dacă tu mă ștergi cu pudră, ok, hai, trebuie să vedem cum face ea. După care nici așa, Ștefania Ștefan îmi zice, n-am furat ceva din magazin. Cred că da, am furat ceva din magazin. Cred că toată lumea fură, mai ales când eram copii. Adică eu niciodată n-am furat când eram copii, pentru că v-am zis, eram prea tâmpită, prea cu bullying-ul. Dar ce drept, am furat, nu neapărat la noi, dar am furat ceva din magazin. Ai vrut vreodată să-ți faci un tatuaj care să exprime pasiunea ta pentru machiaj?
tot timpul mă gândesc să fac un astfel de tatuaj. Nu știu exact, nu am găsit exact ce să-mi fac. Ideea este... Uite, mă uit în sus. Ideea este că mie mi-este frică de ace și atunci mi-este greu să-mi fac un tatuaj. Ok. E o zonă sensibilă, wow, ce senzație. Te doare? Nu este durere, este, nu știu, este ciudat. Este ciudat, nu am mai chiar niciodată nimeni ce ai. Nu mai râd că se strânge sau ce. Da. Și pe ploapă, de ce punem pe ploapă? Păi ca să poți să le acufară. Deci îl folosești ca bază? Da. Și doar atât, de exemplu, dacă ți-aș dea un primer pentru ploapă, l-ai mai folosit concealerul ăsta? Pe post de primer? De ce? Ca să fie culoarea uniformă. Exact, pentru că eu am cearcăne inclusiv pe ploapă și este foarte, foarte greșit să nu uniformizezi nuanța pielii, mai ales când ai cearcăne și sus și jos, da? Deci asta este... Dar parcă e prea deschis. Este prea deschis pentru că trebuie să-l blendești foarte, foarte bine pe exterior. Asta este concealerul cu care mă fac eu tot timpul, deci... Pe exterior? Adică marginile. Înseamnă să te aduci cu brățelul pe restul feței. Asta vreau să zic. Așa. Mai departe. N-ai înșelat vreodată? O să mai vină o întrebare cu ai n-ai înșelat vreodată conștiința sau ceva de genul ăsta și o să leg întrebarea una de cealaltă. Cred că, da, am înșelat, ca să fie un super fair play, am înșelat în momentul în care, din punctul meu de vedere, nu se pune înșelat, pentru că în momentul în care tu mă înșeli și spui că ai terminat relația cu mine, teoretic sunt liberă, nu? Dar în ținea mea, pentru că despărțirea era cumva recentă, am considerat-o ca înșelat. Însă, v-am zis, teoretic nu se pune înșelat, este doar mintea mea. Da, ai pus ceva multă pudră. Folosește pudra de la RCMA acum, cea translucidă, asta. Asta o va folosi și asta este pudra pe care o folosesc eu tot timpul și după cum vedeți mai am foarte puțin din ea. O punem aici și o pensulă destul de mare pentru zona ochilor. Mi-e teamă de tine că o să faci chestia asta. Păi aia ta? Aia, fix aia este. Dar înainte de a pune pudra, nu te asigur dacă am ceva strâns? Păi ai pentru că vorbești. Au, ok. Aici că gen trostac. Nu. Adică-ți miște ochii. Păi da, clientele fac asta tot timpul. Și ce crezi, vorbesc la telefon, nu-mi băga în ochi, te rog, gen, lasă-mă să mai văd, mai am multe lucruri de făcut în viață. Mă uit în sus. Și pui pudra. Pune pudra cu o pensulă de detalii din păr natural. În mod normal nu se folosește părul natural când vorbim de machiajul feței, însă asta este foarte, foarte fină. Și o pune prin mișcări de ștergere. Ce știm noi despre mișcări de ștergere? Nu trebuie. Nu, pentru că se mișcă produsul. Și nu se sufle, se scutură pensula. Da, pentru că așa cade fix surplusul. E posibil să sufli cu mai multă putere, pe lângă faptul că dacă ești make-up artist, nu faci asta că împrăști bacteriile. Dar de ce ai pus pe ploapă pudră? Să nu se strângă. Și va mai prinde fardul? Dacă sunt pigmentate, ok, pentru ochi folosește Juvia, arată fetelor așa. Mini by Juvia. Nuanțele astea, wow, dar ai îndrăznit. Și ce de aici îmi folosești? Astea de... Deci roșiaticele de tranziție. Și? Și... Și restul probabil merge către altă paletă. Hai să vedem. Deci mi-ai setat concealerul în zona ochilor, da? Doar în zona ochilor. Da. Ok. Da. Hai să vedem. Ce întrebări mai avem noi pe aici? N-am avut regrete din dragoste. Da, am avut și am regrete din dragoste. Consider că în mod normal ar trebui să ai, pentru că experiențele vieții te învață și doar așa poți să capeți experiență trecând prin chestii de-asta nașpa, însă cred că aș prefera să nu trec. Cred că s-a dus către paleta de la Revolution Beauty. Ok, vezi că asta este foarte pigmentată, cu o pensulă sintetică. Și deja simt că pe ploapă e ceva zonă lipitoasă, să știi, așa că va trebui să faci cum crezi tu. Hai!
Revii cu beauty blenderul, ok. Și facem partea de tranziție, să înțeleg. Da. Cu o pensulă fluffy. Ai ok, ai ploapa mică. Am ploapa mică? Ok, ia să vedem. Cum am ploapa mică? Nu știu. Am ploapa mică. Pentru pensula aia, te cred că am ploapa mică. Aia este pensulă fluffy de blending, fără culoare pe ea. Și te-ai dus fix unde nu trebuie, simt. Unde? Te-ai dus până în colțul exterior al ochiului mult prea mult, încât o să-mi formez cearcăne. Ba, ba, da. Hai să vedem. Te mai da. Suntem bine! Bine, o să fac oară. Bine de tot ce se întâmplă pe aici. Nu, nu se întâmplă nimic. Hai! Trebuie să-mi mai da poză. Vreau să facă după o poză machiajul. Asta. După poza asta. Nu știu ce să zic. Hai să vedem. Vrut să mă las de YouTube. Aici este o poveste pe care vreau să o dezvolt puțin în timp ce mă machiază, dacă pot. Ideea este că voi știți că am vrut să mă las de YouTube. Am făcut chiar un clip pentru chestia asta, mai ales în 2018, când consideram că tot ceea ce se întâmplă pe YouTube nu se potrivește cumva cu stilul meu și simțeam că oamenii nu vor să vadă ceea ce eu vă prezint, înțelând tehnici de make-up și toate lucrurile astea pe care eu vi le spuneam cu super mare drag și entuziasm și așteptam ca reacțiile și, nu știu cum să zic, toate lucrurile astea să le primiți cumva altfel. Ce drept, după ceva timp, prin 2019, cred că am început să trag foloasele de pe munca mea. Și când spun trafoloasele, mă refer fix la mesajele, dar tu, să știi că eu nu mă văd dacă tu stai așa. Adică fetele nu văd nimic. Să trag foloasele însemnând să primez mesajele de la voi, în care voi îmi mulțumiți foarte tare pentru ceea ce v-am învățat eu și cea mai mare bucurie a mea este când primesc mesaje de la femei în vârstă. Acolo mi se pare că am atins deja un punct foarte tare și că zona mea și că partea asta de make-up nu s-a dus doar către puștoaice care vor să învețe make-up și așa mai departe. Da, exact, rostă mult de pe parte pe alta, asta fac și eu cu clientele. Și când primesc mesajele astea, atunci ăla este momentul în care eu nu vreau să mă mai las de make-up, cu siguranță, însă am avut foarte, foarte multe momente, pentru că simțeam că n-am avut și momente depresive, am trecut și prin o grămadă de chestii pe parcursul acelor 4 ani de zile de când mă știți voi mai bine și evenimentele astea cumva m-au lăsat moral și simțeam că lucrurile nu mai funcționează atât de bine și că nu îmi doresc să schimbă lumina pentru că trecea prin față și pentru că nu-mi doresc să mai continui și aveam nevoie de un moment de repaus. Ce se întâmplă în momentul de față, nu mă las de YouTube, continui pentru voi, deși mi se pare că pe partea de make-up, pentru că îmi spuneți tot timpul de ce nu mai fac make-up și așa mai departe, mi se pare că v-am spus cam tot ce trebuia să știți, mai ales de bază, fiind lucrurile de bază pe care trebuie să le știți în make-up și, na, mă gândesc că nu cred că vreți să mai aflați chestii. Oricum, aveți Instagram-ul meu și îmi puteți adresa întrebări de fiecare dată și dacă ar vedea și fetele ce faci tu, ar fi superb. Am pus o culoare mai închisă. Am pus o culoare mai închisă peste acel portocaliu, nu știu exact ce nuanță este. Ada, din Revolution Beauty? Nu, din Juvia. Din Juvia, ok. Wow! A mers fix pe nuanțele pe care eu nu le folosesc în mod normal și voi știți că eu sunt pe nuanțe pământii. Cum? Nu folosești? Nu, le folosesc în cantități foarte mici pe post de tranziție. N-am vrut să mă tund scurt. A fost ora voastră tunsă scurt mulți ani și am fost tunsă toate formele și toate emo, cum se numea perioada aia? Da. Emo. În momentul de față mă bate gândul să mă tun scurt, însă pentru că am o perucă scurtă pe care voi o știți și pentru că sunt atât de nebunită după peruci, mi se pare că nu mai este neapărat nevoie să... decât să-mi iei lumina, mai bine mă întorc eu după tine. Stați așa, să vă dau un pai, așa.
Nu mi se pare că e nevoie să mă uit un scurt, am în vedere că există peruci pe timpuri, că nu știam eu de peruci, dar mă tundeam. N-am fost răspundătoare pentru o problemă ce nu am fost vinovată. Cred că tuturor ne se întâmplă asta și cu siguranță am fost. Și cred că m-am făcut singură răspundătoare, m-am făcut alții, dar da, cu siguranță am fost. N-am uitat să-mi aplic un produs de make-up. Da, am uitat, dar cele mai importante produse de make-up pentru mine sunt fondul de ten, ceva în zona ochilor, mascara și conturul. Fără astea nu plec niciodată din casă și clar, dacă e un fond de ten cu putere mare de acoperire, folosesc doar fond de ten. Dacă am nevoie și de concealer, folosesc și concealer. În rest pot să plec fără orice, fără blush, nu, de fapt nu prea folosesc eu blush, fără blush, fără sprâncene, ceea ce va fi un challenge pentru ea, pentru că sprâncenele mele sunt rase, însă nu sunt trensate. Uitați-vă de sprâncene! Nici măcar nu le-am văzut pe aici, pe fața mea, prin cadru. Dar da, am uitat să-mi aplic machiaj foarte mult timp. Ce facem acum? Îți spun și de fapt. Îmi pune și de fapt. Da. Pe mijloc. Mi-e frică. Ai complexe din cauza cărora probabil ești uneori inhibată. V-am tot povestit în clipul ăla cu bullying că da, am complexe. Sunt mult mai puțin complexată decât eram în adolescență, însă complexele mele încă există, nu la fel de puternice, pentru că sunt foarte mândră de mine, lăsând așa modestia la o parte. Sunt foarte mândră de mine la 32 de ani, că încă arăt așa. Ți-am dus alea prea sus. Da, și ziceam că în momentul de față sunt super ok cu mine, 32 de ani, încă arăt destul de ok, dar complexe cred că avem fiecare de noi. Nu știu exact unde vrei să te duci cu machiajul ăsta, sincer, nu știu dacă vrei să pleci pe scalp, încolo, nu știu. Vreau să fie Hello Eyes. Hello Eyes. Ia să vedem, dacă știe cineva, lăsați-mi în comentarii, și tu, Chris. Ce? În ce condiții se face Hello Eyes? Poți să faci Hello Eyes-ul ăsta pe orice ochi? Pe ochii mai mari se face Hello Eyes. Hello Eyes înseamnă un mărirea ochilor și rotunjirea ochiului. Asta face de fapt Hello Eyes-ul. Tu mari. Eu i-am deja mari și ochii mei sunt deja rotunzi și după cum vezi, i-ai dus și mai... Ar fi trebuit să fac ceva genul ca tu. Da, ar fi trebuit să-mi facă ceva care trage de ochi spre exterior. Asta am zis. Păi nu se vede pentru că nu ai primer pentru el. Folosește un pigment de la Focaliure ăsta. Da, Focaliure acesta. Și pentru că nu are primer, curge tot pe față. Bine, atunci să vă zice. Ok, deci las așa, a renunțat la... Mai departe. N-am vrut copii. N-am vrut copii, nu vreau copii. E un subiect pe care știu că nu-l agrează foarte multă lume și consider că sunt egoistă și bla bla bla, dar asta este decizia vieții mele. În momentul ăsta sau până în momentul ăsta al vieții mele nu-mi doresc copii din 11.000 de motive. Din 11.000 de motive pe care probabil o să dezbatem subiectul ăsta într-un alt clip, pentru că este mult de vorbit motivele pentru care eu nu-mi doresc copii în momentul ăsta, pentru care nu cred că este ok să faci din punctul meu de vedere, nu e ok să fac eu un copil, nu că nu e ok să facă lumea. E ok, toată lumea face ce vrea. Ce e aia? N-am înțeles de ce de departe se vede așa, de aproape se vede mai bine. Deci de departe se vede nașpa, da? Nu, dar de aproape se vede bine. Da. Ca să vă spun și ce să nu faceți în momentul în care sunteți make-up artiste și machiați, nu stați la dimensiunea asta. Pentru că în momentul în care stai la dimensiunea asta de fața cuiva, nu pierzi blending-ul, pierzi absolut tot și nu-ți dai seama cum vine forma ochiului. Iar în momentul în care te depărtezi, o să vezi machiajul per ansamblu. Și trebuie tot timpul să faci, chestia asta, să te depărtezi ca să vezi dacă se potrivește sau nu. Nu știu ce am aici, sincer. Nu înțeleg ce este aici. Art. Ideu.
Mai departe este, n-am avut note mici la școală. Ce de note am avut? Am avut... Am avut note mari. Am avut note mari? Asta e întrebarea. Cred că cel mai mari note au fost de pe undeva din clasa 7-8 la română, pentru că mi-era frică de profă și atunci mâncam română. Engleză, nici măcar la sport n-am avut note, pentru că am fost o idiotă. Eu eram scutită de la sport, eram capabilă să fac sport și așa mai departe. Dar în rest, am avut note mici peste tot, nu. Am considerat că dacă ești prost, măcar stai în banca ta la propriu, însemnând că nu eram copilul care făcea probleme. Bine, asta până prin clasa 7-8. Și știam că nu știu chiar carte, mai ales matematică și așa mai departe, stăteam în banca mea cu mințică. Aia este o pensulă de contur, să știi. Da, eu așa fac, când fac fardul și mă duc aiurea, îmi dau coarnă. Deci încerc să corectez, ok. N-am fost nervoasă pe o clientă. Cred că v-am mai povestit eu întâmplări cu clientele mele, dar cu siguranță toate make-up artistele au fost nervoase și cu atât mai mult cele care se deplasează la client acasă. Pentru că în momentul în care ajungi pe teritoriul clientei, clienta are impresia că îi aparții și că inclusiv timpul tău îi aparține ei. V-am explicat eu în momentul în care are copii, stai că plânge copilul, stai că mâncarea pe foc, stai că parcă aș vrea să-mi schimb nu știu ce, dar ce ai zice dacă îi faci și fetiței mele 2-3 bucle, dar hai aranjează-o puțin și pe soacra, lucruri pe care le pierzi. În momentul în care te deplasezi într-un oraș atât de mare precum Bucureștiul, pierzi foarte mult timp și nu mai poți să ajungi la clienta următoare pentru că vrei să satisfaci o clientă per total. Este o greșeală foarte mare din punctul meu de vedere și dacă aveți posibilitatea să machiați la voi acasă pe terenul vostru, lucrurile vor sta altfel, vă garantez eu, care în Craiova machiam pe terenul meu, adică la mine acasă, însă în București n-am reușit să fac chestia asta. De anul viitor voi schimba și eu chestia asta, lucrurile nu vor mai sta așa, pentru că ai venit la ora la care trebuie să ajungi, avem timp la dispoziție în jur de o oră, oră și jumătate, depinde de machiajul pe care îl vrei și lucrurile stau așa, adică nu le mai schimbăm. Dar am fost nervoasă, am știut să gestionez situația, înjurând și spărgând după ce am plecat, ce-i drept, pentru că eu sunt o fire foarte vulcanică, dar în fața clientei am gestionat situația, mi-am luat țeapă, adică sunt foarte multe situații în care poți fi pusă. Dar în principiu, da, nu prea ai ce să faci, te enervezi pe clientă, ce-i drept. Ia să vedem ce întrebări mai avem. Vreau să devin make-up artist, este greu la început? Depinde care este începutul tău. Fiecare dintre noi avem începuturi diferite. Niciodată începuturile nu sunt la fel. Mă trage de cap, că sunt așa. Dar depinde foarte mult cât de mult îți place, cât de mult ambiții ai, cât de înrădăcinată este pasiunea asta pentru tine, pentru că poți avea momente în care clachezi și vrei să renunți. Vă spune gel de câte ori a vrut să renunțe. Pentru că vedeam că stilul ăsta glitterat și chicios, încă n-am murit și eu nu sunt pe stilul ăsta și n-am vrut să adopt stilul ăsta doar pentru a face bani și am pierdut foarte mult. Iar sfatul meu, dacă vrei să devii make-up artist, ai două variante, v-am explicat eu. Pasiunea și satisfacția asta sufletească, desigur și materială, însă într-o cantitate mult mai mică și într-o sumă mult mai mică, sau partea asta de trend unde îți va aduce foarte mulți bani, te va, nu știu, probabil va aduce faimă și așa mai departe și va trebui să te ghidezi după trendurile respective din timpul respectiv, adică da, depinde de tine ceea ce vrei. Eu am vrut să merg pe stilul clasic, pe bunul gust, să mă axez mai mult pe a scoate în evidență trăsături, de a le accentua, de a le ascunde pe cele nefavorabile, decât de a urma trendurile astea cu sclipiș, cu glitter, puse pe orice ploapă, pe orice ochi, nu contează dacă se potrivește sau nu se potrivește. Și atunci, na. Unde mai uita? Să vadă și oamenii ce ai făcut tu până acum. Păi vezi și tu. Să văd și eu, da, să văd și eu. Deci, cam asta este sfatul meu. Da, este greu. Este greu, dar nu este imposibil. Și depinde, ți-am zis, foarte tare, dacă vrei să faci asta pentru că ai o pasiune sau doar pentru bani. Cam asta e treaba. Îmi trebuie ceva să te corectezi. Ca să mă corectezi, ai dischete, ai bețișoare de ureche, depinde ce vrei. Ți-am dat un pic la sprânceană, în sus. Ok.
Ia stă. Este primul machiaj pe care îl faci pe cineva, așa-i? Da. Să vedem dacă trebuie să te și lași de chestia asta. Am mai machiat-o pe mama. Am mai machiat-o pe maică, să am înțeles. Da. Și nu te-ai lăsat? Luăm o paletă, ce ai de acolo? Ah, conturul? Ok. Cred că ți se privește... Ăla este cel mai închis. Asta? Ăla e cel mai închis. Adică tu alegi dacă îl pui cel mai închis sau mai deschis, habar n-am. Nu, nu trebuie să spun ce să pui, adică gen... N-ai zis că trebuie să fie surpriză? Iată, nu mai știi și Cred că l-am terminat, nici nu știu că l-am am ieșit din pagină. Facem un contur. Al feței. Îmi vine să fac chestia asta, deși e greșită. Așa vine și clientelor să facă, probabil. Este foarte greșită să faci asta. De ce? Pentru că nu acolo se formează o... Uite, chiar în... Vezi, aici se formează la mine. Dacă tu îmi pui mie contur până aici, deși tu l-ai pus aici, mie mi-a căzut obrazul. Deci dacă te duci cu linia asta așa, îmi cobor conturul foarte mult și în loc să faci obrajii foarte ridicați, tu îi faci căzuți. Deci nu faceți chestia asta cu un duck face așa. Ar trebui să dau așa sau? Ar trebui să dai în delta ascendente, în mișcări ascendente. Dar la ochi ai terminat? Nu, asta revin. Revin. Aici ai tu linia asta de contur. După ea dau. Adică mi se vede osul puțin. Da. Și unde ar trebui să pun, să o mai lungesc? Unde spui și tu, pentru că ești tu ai o față rotundă, unde ar trebui să spui contur? Pe frunte? Da, dar unde? Nu pe frunte, de fapt. Aici. Pe tâmple, da. Pentru că fruntea mea este foarte mică și dacă tu pui contur, o micșorezi și mai tare. Doar că trebuie să iei din laterale ca să pară așa. Asta e ideea. Așa. Uh-huh. Contur care trebuie lândui foarte bine în păr. Wow, ce senzație ciudată este. Adică gen, cum aș putea eu vreodată? Știți trendurile alea în America în care zici, m-am dus la cel mai bun make-up artist sau m-am dus la cel mai prost make-up artist și își filmează experiența? Am vrut să fac și eu chestia asta, să aleg niște make-up artiști buni din punctul meu de vedere și să mă duc și la niște make-up artiști, nu știu, pe care îi găsesc random, habar n-am. Dar îmi dau seama că eu, făcând chestia asta, nu pot. N-aș putea să mă duc niciodată pentru că n-aș putea să tac. Adică aș zice tot timpul. Și aici nu-mi dai și... Bine. Păi nu te vezi. Păi aș ține oglindă. Adică, Chris, chiar dacă nu mă văd, eu simt pe unde pune ce pune. Și atunci, știind că este greșit, n-aș putea să tac. Dar bine, de dragul clipului, probabil aș tăcea. Dar când știu că dacă ar trebui să mă duc pe bune să mă macheze cineva, n-aș putea. Asta a fost motivul pentru care eu m-am machiat singură la nuntă. Adică, deși, vai, trebuie să te relaxezi în perioada aia și n-ai nevoie să tai tu să te stresezi, te machiezi. Păi cum aș putea eu să tac? N-aș putea să tac. Știind foarte bine tehnicile pentru față rotundă, luând exemplu fața mea. Aia este o pensulă de contur. Contur? Da. Cum mi-am pus blush-ul. E fluffy. E fluffy, de uite-te nefleteșită. Este puțin aplatizată. Merge și de plăcut. Merge, păi nu merge, cum să-l meargă. Și am pus și pe nas. Care e ideea de spui pe nas? Ia să vedem. Știi de ce spui pe nas? Să fie așa bronzat. Da, gen să par bronzat, dar nu vrei să par roșie ca și cum te-a prins soarele, nu? Păi nu, dar puțin. Trebuie să spui bronzer pe nas. Nu blush. Conturarea nasului, cum o faci? Păi tu nu prea ai nevoie. N-am nevoie? N-am nasul mare? N-ar trebui să fie mai așa? Da, dar nu... Da, dacă n-am nevoie, adică nu. A ales o pensulă de detalii de pe AliExpress, la care v-am făcut eu o grămadă de review-uri.
pentru a-mi pune ceva pe, nu pe waterline, pe ploapa fixă, da? Aici. Da. Să... Oh my god, fuck. Ce? Așa de dificil e? Ce? Deci stai să spun. Deci de fiecare dată când vine o clientă, mie mi se pare că, adică sunt cliente foarte, foarte cumințele care nu mișcă ochiul și sunt cliente care fac așa, pur și simplu, în toate felurile. Și acum sunt pusă în postura de a mă gândi la copensul acolo, ceea ce... Dar nu gândi la asta. Nu gândi-l bine. Eu încerc să stau foarte cu minte. Dar în momentul în care te uiți fix, într-adevăr îți lacrimează ochiul. Nu știu ce culoare este acolo, roșu? Aceeași de pe... Cărămiziu? Da, ca eu. Mhm. Uh-huh. A, trebuie să-i dau și cu rimel. Păi gata? Gen... Ăștia da. Sunt doar două nuanțe mi-ai pus? Nu, ți-am pus trei. Păi, mi-ai pus roșu, ceva pe mijlocul ploapei. Încerc să dau asta spre... Să se blendească cu conturul și brașul. Ok. Dar mai bine te dai tu cu rimel. Te mă dau eu cu rimel? Mm. Nu faci niciodată chestia asta dacă sunteți make-up artiste, by the way. Sau dă-te tu cu ruși, sau dă-te tu cu rimel, că mie mi-e frică. Transmiți nesiguranță și neprofesionalism. Bine, ce să te dau eu? Nu, tu nu, las că mă dau eu, adică nu. Vreau să mai am nevoie de ochii ăștia. Dar vreau să zic, dacă voi sunteți, dă-mi și mie o oglindă, dacă voi sunteți make-up artistă, nu face niciodată chestia asta. Asta e de la cu, da. Ok. Cred că ți-a merge asta. Hai să vedem. Mie îmi place să dau și pe aici. Pe... April Zuckers. Eu nu-l văd, să știi că eu nu-l văd. Mm? Nu știu voi dacă-l vedeți în cameră, de una de aici sunt chioară. Nu știu cum se ține pentru. Aia zic. Fix asta. Așa? Nu. No. Cum? Așa se ține. Pe obraz. Păi da, dacă îmi țin eu. Și tu la fel, ții la fel. Așa? Da. Uite, diferență. De aici, cu aici. Treci pe partea asta. Dar ea produs. Așa, și pe nas. Cu altă pensulă. Poți să te dai și cu aia, și cu aia. Iluminatorul trebuie să-l folosești cu aceeași pensulă peste tot. Păi e mai... Nu pot să dau un detaliu. Ba da. Doar că nu ții pensula corect. Nu. Așa se ține pensula. Așa și la bâine. Ai... Nu pus cum să-ți Și ce mai avem? Buze? Da, vreau să blendez totul. Blendește. Iei același burețel și faci ce? Da, toată față. De ce simt nevoia să faci asta? Să fie toate blenduite împreună. Nu faci asta. De ce? Să nu faci asta. Să nu faceți asta acasă. Eu așa fac. Să nu mai faci asta. De ce? De ce? Pentru că ai un burețel ce reține apă, este plin de fond de ten și umezit și tu ai pus deja straturile de pudră pe față. Că vine vorba de pudră, de iluminator, de tot ce e produs pudră. Dar în momentul în care vii cu burețelul, nu faci altceva decât să creezi zona cakey. Doi la mână, iei din cantitate și le amesteci aiurea și nu asta dorești. Dată ce le-ai așezat și le-ai pus pe poziție, următorul pas este să dai cu
setting spray, lucru pe care eu nu-l folosesc, dar dacă voi aveți, folosiți. Și that's it. Și nu știu ce... Păi ia să vedem ce ruj merge la machiajul meu. Este unul strident? Nu. Nu este strident. Este de seară? Nu, e de zi. Ăla, da, e un nude ăla. Rujul de la Make Up Forever 103, nuanța pe care o tot folosesc și mă tot întrebați de ea. Stai că par să mai e ceva aici. Cu asta? Nu, cu niciuna. Gata? Da. That's it? Da. Hai să vedem. Deci, așa arată machiajul de aproape, făcut de cineva care nu se ocupă cu așa ceva de menționat. Buzele... Urăsc rujul ăsta de la Melchior, by the way. Nu l-am folosit niciodată. Și ăsta e motivul pentru care nu l-am folosit. Ce pot să văd în cameră, dar trebuie să mă uit și aici. Îmi place conturul, e unul finuț, e destul de finuț și e destul de bine blenduit. În realitate, iluminatorul nu este atât de cute pe cât se vede în cameră. E mai... De fapt e bine dacă tenul, ar fi fost bine iluminatorul, dacă tenul ar fi fost curat. Hai să vă dau puțin mai aproape să vedeți pe ansamblu. Nu-mi stă părul de nici o culoare. Nu-mi stă. Este prea greu, atârnă într-un mod oribil. Bun, cam asta este machiajul. Haideți să vă spun ce-mi place și ce nu-mi place. Multe lucruri nu-mi plac, logic. Îmi place foarte mult cum se potrivește nuanța ochilor cu buzele, să știi. Adică ai ales fix ceea ce trebuie. Și machiajul ăsta halo ar fi fost super ok dacă l-ai fi blenduit clar mai bine, dar ai fi apus accentele la de negru, de maro închis în colțul exterior, fi cum ți-am zis eu, pentru că mi-ai fi alungit ochiul. Știi? Adică mi-ai fi tras puțin din exterior și ai fi întunecat colțul ochiului și era mai deep, așa mai... Da, mă complicam prea mult. Te complicai prea mult, da. Dar în condițiile astea, mai ales dacă nu folosești gene false, poți să lași machiajul așa, la nivelul ăsta, dar să pui gene false ca să se vadă forma ochiului mai bine. Că asta face negru, de fapt. Tușul, genele false sau negru în colțul exterior, accentuează forma ochiului și eventual uneori o și schimbă, dacă îți dorești tu neapărat chestia asta. Sprâncenele sunt... ce aici? Ai plecat cu o linie... Acolo m-aș fi șters cu degetul, da. Gen sprâncenele nu, sunt fix de la mama natură, doar că ai dat... Dar cu ce ai dat? Ai dat cu gel sau cu fard? Cu ăsta, Cabrau. Cabrau? Da. Cabrau este gel, doar că pare ca și cum ai dat cu fard. Pentru că eu mă dau foarte puțin, nu le fac. Da, dar după cum vezi, ale mele sunt rase și trebuiau făcute și niciun caz aplecate, pentru că eu le-am ras doar tocmai ca să le fac, știi, să le fac ridicate. Ideea este că... Am pe aici nu știu ce chestii. Ideea este în felul următor. Orice machiaj, dacă machiajul ăsta pe care mi l-ai făcut ar fi avut baza corectă, ar fi un machiaj de purtat oriunde. Adică ai fi putut să ieși afară cu el din casă. Ce înseamnă baza? Înseamnă că pe un ten impecabil, corectat și lucrat impecabil, poți pune ce vrei tu. Toate nebunile din lume le poți pune pe față. Aici mă refer la faptul, la fetele care nu sunt make-up artisteți acasă și nu știți să vă machiați și considerați cu o gafață, mai ales cu blending-ul și așa mai departe. E, dacă știți să vă lucrați tenul, lucru pe care v-am tot pus accent de-a lungul anilor și v-am tot arătat cum se conturează, cum se lucrează tenul și așa mai departe, ar fi mers. Adică ce înseamnă? Dacă te uiți chiar și voi de acolo de la distanța aia și dacă te uiți chiar și tu de la distanța asta, o să vezi că cearcănele mele încă sunt acolo, încă există. Se formează anumite umbre. Da. Pe fața mea și cearcănele mele există, sunt aici. Se văd, nu se mai văd atât de tare ca și cum nu aș avea nimic pe față. Însă în condițiile în care pui un machiaj cu nuanțe puternice, cum ar fi
Nu știu ce nuanță asta, pare roz pe ploapa mea. Nu, e portocaliu. Eu îl văd roz toată ziua. Eu așa îl văd, roz, puternic. Dacă pui chestia asta, automat se formează cearcăne. Cu atât mai mult cu cât dacă pui nuanță pe ploapa fixă. În cazul meu, în cazul fetelor cu ochii bulbucați și cu cearcăne. În rest, aș fi putut trece peste toate chestiile astea. Conturul aici este de la buze, este la big no-no, adică... Sus, puțin. Ia, de ce știi? De ce știi să faci conturul la tine și la mine, nu? Păi, la mine... Nu, no, mișc eu buze. Ideea este că, după cum vezi, conturul meu, buzele mele, e până aici, vezi? Adică, dacă stai să te uiți de aproape, o să vezi că am o dungă denivelată care îți delimitează conturul de buză. E, până acolo trebuie să te duci la mine cu conturul, chiar dacă pare ca și cum eu îmi depășesc buzele, dar nu-mi depășesc, mă duc fix pe conturul buzelor mele, pentru că dacă faci chestia asta cum nu te-ai dus tu până la contur, pare ca și cum ai vrut să micșorezi buzele și pare ca și cum e greșit conturul. Dar, da, fondul de ten este o nuanță foarte, foarte bună, deci n-ar prea avea cum să gafezi cu fondul de ten, dar e interesantă ideea asta cu... Doar că nu-mi face Hello Eyes pe ochii mei mari. Da, ți-am zis și să faci ce vreau. Păi da, era pe sistem, trebuie să faci ce vrei tu, pentru că nu puteam eu să-ți spun ce să faci. Asta era ideea, să văd cât de inclinație ai tu așa spre make-up și... Dar la tine nu-ți faci Hello Eyes, adică la tine, uite, la ea... Ia, dă-te aici în cameră. Ea și-a pus nuanță pe ploapa mobilă și-a pus o singură, o nuanță mai închisă și-a pus nuanță pe ploapa nuanță deschisă pe ploapa mobilă, nuanță închisă pe ploapa fixă și atât. Adică și-a pus și mascara. În momentul, dacă îmi făceai și mie același lucru și te duceai cu nuanță închisă pe ploapa fixă și trăgeai puțin de nuanța aia, era de ajuns, pentru că deja mi-alungeai ochii cum ți-ai alungit ție. Adică ți-ai alungit ochii. Da, e să fac ceva mai complicat. Și știi ce? Nu se pare mai complicat. E mai complicat ăsta Hello Eyes decât ce și-a făcut ea, știi? Și mă așteptam să-mi pui tuși. Nu. Nu? De ce? De ce? Că stricam tot. Păi de ce? Că poate exerțai, da. Învățai. Dar tu spui tuși de la din fard. Da. I-aș face niște liniuțe așa de toată ziua cu fard. Tuși din fard. De care mă lupt eu cu voi de foarte mulți ani să vă bag tușul ăsta în minte. Și așa puteai să faci și să mergi și la mine, știi? Gen cu niște liniuțe de tuș extra, așa foarte sharp și foarte astea. Dar mi se pare că pe Halo nu merge tuș. Da, pe Halo nu merge tuș pentru că trebuie să merg gene false. Dar ideea e că specific machiajul ăștia sunt punctele opuse. Adică exteriorul și interiorul ochiului care trebuie să fie foarte închise. Știi? Adică pe lângă rozul ăsta pe care l-ai pus tu, puteai să vii cu negru, de exemplu, să-l blenduiești. Puteai să vii cu roz închis. Puteai să vii cu burgundiu închis. Orice, dar atât în exterior cât și interior, știi? Da. Ceva de genul ăsta. V-am mai făcut o genul ăsta de machiaje, la care, la fel, n-am adăugat tuș sau nu mai știu. Data viitoare. Data viitoare. Facem data viitoare, da. Facem, mă machiez data viitoare și ne machiem una pe alta, gen cu ochii închiși. Nu, mă risc foarte mult. Adică de ce vreau să rămân chioară sau ceva? Da, nu știu. Spuneți-mi ce challenge vreți să facem data viitoare pe bază de make-up, pe ce vreți voi, habar n-am. Era un challenge care circula pe aici pe net au foarte mulți ani. Să te machiezi beată. Da, da. Știi? Da. Nu știu cine l-a scos. Jacqueline? Nu Jeffrey? Nu știu. Nici eu nu știu. Dar ideea e că e de ajuns să bea o gură de șampanie la mine, adică... Și o să vedeți non-profesionalista de mine. Sau mai știi? Bun, vă mulțumesc că ați rămas cu mine până în momentul acesta. Spuneți-mi dacă vreți să mai facem ceva de genul ăsta și mai ales spuneți-mi ce machiaje vreți să vedeți, pentru că eu știu că voi vreți să vă fac machiaje și să vă mai fac machiaje, dar mi se pare că le cam găsiți toate pe canalul meu. Dacă aveți un machiaj specific, nu știu, pentru... Uite, mă tot rugați să vă fac pentru ochii adânciți, însă... Prin mai n-are ochii agentiți, mi-e foarte greu să vă fac. Pentru ploapă căzută mă roagă de ceva timp, știi? Și n-am nicio prietenă cu ploapă căzută. Eventual, o femeie mai în vârstă, că ele au ploapele căzute. Și e foarte greu să vă fac un machiaj de genul ăsta. Știu că v-am promis de foarte mult timp. Ne vedem data viitoare, vă mulțumesc că ați rămas cu mine până în momentul acesta. Wow, ce drăguță sunt să mă demachez. Da, no. Da, trebuie să stai afară din casă, nu? Nu, no, nu trebuie. Nu? Nu.
Merge, bă, dar până la pâine pot să mă duc, adică am curaj să mă duc până la pâine, la un SH maxim și cam asta este. Dar să știi că îmi place ideea, îmi place cu mine. S-ar fi fost lumea ție să nu-ți placă. Ne vedem data viitoare, pa, pa!